Dragi elevi, stimați părinți și cadre didactice, stimați reprezentanți ai mass media. Cu pași rapizi ne apropiem de sfârșitul anului școlar 2020-2021. La fel ca și întreaga comunitate internațională, am avut un an diferit de altele. Un an în care criza care ne însoțește, pandemia COVID-19, ne-a influențat experiențele personale și deopotrivă și cele profesionale. Dincolo de acest context, comunitatea educațională, cadrele didactice și de conducere, elevii, părinții au dat dovadă de o mobilizare fără precedent pentru a asigura, prin efort comun, continuitatea procesului educațional în condiții de maximă siguranță. În mod cert, sănătatea are prioritate, iar grija noastră a fost ca fiecare copil, fiecare pedagog, să beneficieze de sprijinul necesar pentru a face față provocărilor. Totodată, asigurarea accesului la educație de calitate a constituit obiectivul major la nivelul sistemului educațional. Ori acțiunile întreprinse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au fost orientate în termen de soluții spre asigurarea comunicării permanente, abordării flexibile, dar și descentralizarea deciziilor cu privire la organizarea procesului educațional în funcție de contextul pandemic. Au fost decizii asumate, gândite, în colaborare cu specialiștii din sănătate, cu întreaga comunitate educațională, fapt pentru care suntem recunoscători, în mod special, bresle pedagogice care a demonstrat solidaritate și reziliență, profesionalism și atitudine civică. În acest context, stimați reprezentanți ai mass media, astăzi, în cadrul briefingului, voi prezenta informația despre organizarea evaluărilor naționale și, în mod particular, despre organizarea testării naționale în învățământul primar, a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului și a examenului național de bacalaureat. Înainte de a detalia aspectele specifice din acest an, aș dori să reactualizez câteva detalii importante. Învățând lecția dură a perioadei martie-mai 2020, în primul semestru al anului de studii 2020-2021, ne-am asigurat că fiecare elev a beneficiat de suport urmare a evaluărilor inițiale organizate în luna septembrie 2020 și a realizării programelor de recuperare și remediere, programe individualizate în funcție de necesitățile concrete ale elevilor. Totodată, pe durata acestui an, preocuparea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru securizarea spațiilor școlare s-a materializat prin seturi distincte de documente normative care au reglementat organizarea procesului educațional în contextul pandemic prin aplicarea mai multor scenarii de activitate. Am desfășurat programe de formare a cadrelor didactice, inclusiv în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Au fost dotate instituțiile de învățământ cu dezinfectanți și cu tehnică de calcul, precum și alte acțiuni necesare dictate de situație, au fost realizate de către echipa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Acest lucru a permis ca, în primul semestru, procesul educațional să se realizeze preponderent cu prezența fizică a elevilor și, în bună parte, cu prezența fizică în cel de-al doilea semestru. Precizez că, respectând deciziile comisiilor naționale și teritoriale, Ministerul de fiecare dată a pledat pentru participarea elevilor din clasele absolvente la procesul educațional cu prezență fizică. În mod cert, nu ne-am dorit sub nicio formă favorizarea, dar a fost important să manifestăm solidarizare. Dragi absolvenți, credem cu tărie că generația 2021 este o generație puternică prin dovada de reziliență pe care ați făcut-o, dar în niciun caz nu am admis și nu vom admite lezarea drepturilor dumneavoastră. Ne preocupăm pentru viitorul ce vă aparține și ne dorim să aveți toate șansele pentru a vă realiza visurile fără ca pandemia să vă marcheze parcursul. Dragi elevi, stimați părinți și cadre didactice, stimați reprezentanți ai mass media, în continuare voi prezenta informația despre organizarea evaluărilor naționale
pe trepte de învățământ. Cu referire la testarea națională în învățământul primar. Testarea națională în învățământul primar reprezintă o modalitate de evaluare a nivelului de dezvoltare a competențelor elevilor la sfârșitul ciclului primar și este obligatorie pentru elevii din clasa 4. Testarea națională în învățământul primar se organizează în fiecare instituție de învățământ în care sunt elevi în clasa 4. La această testare sunt admiși toți elevii, indiferent de situația școlară, și toți elevii sunt promovați în clasa 5. Perioada de desfășurare a testării naționale în învățământul primar este de 12-20 mai 2021. 33.313 elevi vor susține în acest an testarea națională la ciclu primar. În acest an, pentru desfășurarea în siguranță a testării naționale în învățământul primar, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a propus elemente de noutate în organizarea acestui proces. Acestea sunt următoarele. 1. Testele pentru probele la testarea națională în învățământul primar sunt transmise electronic instituțiilor de învățământ în fiecare zi de examen cu 30 de minute înainte de începerea acesteia. Fiecare instituție de învățământ asigură tiparul necesar de teste conform numărul de elevi prezenți în ziua respectivă. 2. Elevii care în ziua probei de la testarea națională sunt în carantină, izolare, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, nu vor fi obligați să susțină testarea națională pentru a fi promovați în clasa 5. 3. Testarea națională în învățământul primar va fi desfășurată cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19. Ieri, 12 mai, a demarat cu succes testarea națională din învățământul primar prin prima probă de evaluare la limba și literatura română pentru elevii din școlile alolingve. Dragi absolvenți ai gimnaziului, stimați părinți, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reiterează că examenele naționale de absolvire a gimnaziului au funcție de certificare a nivelului de cunoștințe și competențe de bază la finele acestui nivel de învățământ. Examenele sunt obligatorii pentru fiecare elev al acestui nivel de învățământ. Examenele naționale de absolvire a gimnaziului se organizează în fiecare instituție de învățământ în care sunt elevi în clasa 9. Perioada de desfășurare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în anul 2021 este de 3-14 iunie. 29.765 de elevi vor susține examenele naționale de absolvire a gimnaziului în acest an școlar. Care sunt elementele noi propuse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru organizarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în anul 2021? 1. Testele pentru probele de la examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor fi transmise electronic instituțiilor de învățământ în fiecare zi de examen cu 30 de minute înainte de începerea acestora. Fiecare instituție de învățământ va asigura tiparul necesar de teste conform numărului de elevi prezenți în ziua respectivă. Pentru elevii care în ziua probii de examen sunt în carantină sau izolare din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, cu titlu inedit, în anul 2021 se va organiza o sesiune specială în perioada 23, 25 și 28 iunie. Cu privire la verificarea testelor, de asemenea, se propune o nouă modalitate de verificare. Verificarea acestora se va realiza în instituțiile de învățământ. Comisiile școlare de evaluare vor fi aprobate în cadrul ședinței Comisiei Raionale Municipale de Examene. Comisiile școlare de evaluare vor fi constituite din cel puțin 2 profesori evaluatori, dintre care un profesor va avea calitatea de președinte al Comisiei Școlare de Evaluare. 4. Comisiile Raionale Municipale de Examinare a Contestațiilor vor fi aprobate în cadrul ședinței Comisiei Raionale Municipale de Examine, iar examinarea contestațiilor se va desfășura într-un centru raional municipal. 5. Examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor fi desfășurate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19. Dragi absolvenți ai treptei liceale, examenul național de bacalaureat este modalitatea de evaluare cu caracter extern a cunoștințelor și competențelor de bază
ale absolvenților învățământului liceal. Menționăm că examenul național de bacalaureat nu poartă un caracter obligatoriu. Perioada de desfășurare stabilită pentru anul 2021 este 4-22 iunie. La examenul național de bacalaureat, anul școlar 2020-2021, sunt înscriși 16.773 de candidați. Din cei 16.773 de candidați proveniți din licee teoretice, sunt 11.094 din colegii și centre de excelență, 5.121, universități 203, externat 355. De menționat că în acest an, în conformitate cu demersurile depuse de către instituțiile de învățământ, la cererea candidaților urmează a fi acordată nota 10 din oficiu la limba străină pentru 1.298 de elevi. În continuare, am să prezint de asemenea elementele de noutate în organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat în sesiunea 2021. Candidații susțin examenul în centrele de bacalaureat dotate cu monitorizare video, numărul cărora a fost majorat față de anul precedent de la 88 la 93. Susținerea examenului național de bacalaureat este unul sigur și cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID. Numărul de candidați într-un centru variază de la 6 candidați la 297 de candidați. În municipiul Chișinău vor fi doar două centre de bacalaureat unde vor susține examenul mai mult de 300 de candidați. Evaluarea lucrărilor și a contestațiilor se va efectua în centrele republicane de evaluare și centrul republican de examinare a contestațiilor, care vor fi mai multe în acest an. Numărul centrelor republicane de evaluare se mărește de la 2 la 4, iar numărul centrelor de contestare de la 1 la 2. În cadrul comisiilor republicane de evaluare vor participa circa 600 de profesori evaluatori și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării monitorizează perioada sau procedura de vaccinare a cadrelor didactice pentru participarea la această procedură de verificare a competențelor elevilor de la treapta liceală. Dacă în sesiunile anterioare, în cadrul celor două centre republicane de evaluare, profesorii erau repartizați în două centre câte 250-300 de profesori, atunci în acest an vom avea 4 centre de evaluare, iar numărul profesorilor evaluatori în fiecare din aceste centre va fi de circa 125-150 de persoane, astfel diminuând substanțial numărul cadrelor didactice implicate în verificarea testelor în același centru de evaluare. Menționăm că în cadrul evaluărilor naționale se vor întreprinde toate măsurile de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19, iar acțiunile întreprinse prevăd ca numărul de elevi într-o sală nu va fi mai mare decât capacitatea acesteia, prin asigurarea ca fiecare elev ocupă un loc în bancă la o distanță de numai puțin de un metru față de celălalt. În fiecare instituție de învățământ va fi asigurată efectuarea termometriei, dezinfectarea și curățirea spațiilor, sălilor de clasă, băncilor, scaunilor, aerisirea sălilor de clasă, atât înainte cât și după finalizarea probelor. Totodată, la intrarea în instituția de învățământ și la intrarea în sălile de clasă, vor fi plasate soluții dezinfectante. Purtarea măștilor faciale și de protecție este obligatorie pentru toți participanții de evaluări naționale. Stimați cetățeni, în cazul în care se va atesta o situație epidemiologică gravă și numărul de cazuri COVID-19 va fi în creștere, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării deja a realizat câteva scenarii ce presupun deplasarea perioadelor de desfășurare a examenului național de bacalaureat prin deplasarea acestora cu circa 10-20 de zile, cu încadrarea în termenele de admitere în instituțiile de învățământ superior atât din țară cât și de peste hotare, ori alte scenarii presupun încadrări mixte în cazul în care perioada de desfășurare a examenului de bacalaureat nu va putea fi deplasată.
echipa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării depune eforturi pentru a asigura buna desfășurare a evaluărilor naționale în condiții de maximă securitate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19 pentru ca fiecare elev să obțină rezultatele conform meritelor. Dragi elevi, îmi exprim încrederea că cunoștințele și competențele acumulate pe parcursul anilor vor reflecta real performanțele fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă îndemn să vă pregătiți în continuare temeinic pentru susținerea examenilor și vă asigur că obiectivitatea, corectitudinea și transparența examenilor o vom asigura.